Bun găsit, dragi prieteni, la Spune pe Bune. Astăzi vorbim despre un subiect delicios, minunat, cea mai la îndemână recompensă, mâncarea. Da, e o necesitate, dar da, e și o plăcere. Vorbim cu cea mai respectată, cunoscută, de ce nu accesibilă, dacă pot să-i spun așa, pentru că o găsiți pe site-uri dacă o căutați. Eu am văzut-o de multe ori intervievată și de oameni la fel de pasionați de mâncare precum mine, Mihaela Bilic, doctorița Mihaela Bilic, mulțumesc că ești aici alături de noi. Vorbim despre mâncare, magie, dar și despre bucuria de a te trezi într-o dimineață și a descoperi că trebuie să tai, să încep să tai, despre diete, despre provocarea femeii moderne, despre faptul că, știți cum e, un domn Albulescu pe numele lui, Mircea, spunea că mă dau exemplu pe mine, că mă cunosc cel mai bine. Eu mă lupt cu kilogramele de vreo 30 și ceva de ani. De multe ori câștigă ele, de alte ori încerc să mă mint pe mine că am câștigat eu. Despre această luptă vorbim și cu Mr. Curious, care, sigur, n-are probleme de greutate, nu cred că a avut vreodată, dar a intervievat oameni care vorbesc despre dietă, despre mâncare și despre ce înseamnă în anul 2020 să mănânci bine, sănătos, sățios și desnăbit. Și dacă se poate, da. Știu, există expresia aia celebră, tot ce-ți face plăcere este ilegal, imoral sau îngrașă. Și asta e un lucru cu care nu sunt de acord, pentru că te face să te simți păcătos. Și nu consider. Adică sunt lucruri care vin din noi, iar noi ca oameni suntem construiți pe plăcere. Nu putem să fim un vinovățiți că ne place. Și orice lucru care îți face plăcere riscă să devină un pic mai mult folosit și atunci între plăcere și viciu trebuie să stabilim. Mâncarea este ce este? O plăcere. E o plăcere, nu e un viciu. Aici fiecare trebuie să răspundă. Dar când a ajuns viciu, e clar că vine la pachet cu niște efecte secundare neplăcute. Hai să vorbim așa de la început despre faptul că trăim în perioada în care totul este pe repede înainte. Trăim pe repede înainte, uneori mâncăm pe repede înainte, lucruri de unică folosință sau, mă rog, fast food, cum li se spune, unele gătite în viteză, altele nici măcar nu mai apucă să-ți producă satisfacție. Le mâncăm de foame, haotic. Nu le mâncăm de foame, nu sunt de acord. Nu ești de acord? Psihologii spun că mai mult de poate spre 80% din, să spun, impulsul care ne împinge să mâncăm nu este foamea, ci plictiseala. Noi nu mâncăm pentru că organismul nostru țipă după nutrienți și este în pericolul de a, eu știu, leșina de atâta foame, ci mai degrabă suntem într-o, francezii au numit-o frumos, intoleranță la disconfort. Ce înseamnă această intoleranță? Înseamnă că de la lucrurile mici... Ceva te enervează atât de tare? Dar încât... nu e că nu e tare, că e disconfort. Deci intoleranța la disconfort înseamnă că nici tu nu știi de ce nu ești fericit sau extrem de bine dispus, dar e o chestie care te irită. Francezii... Deci am aflat că mâncăm de plictiseală. Deci, da, mai deci plictiseala înseamnă, disconfortul și plictiseala, nu că nu facem lucru, nu că nu avem activități, ci că acele activități nu ne aduc entuziasm, bucurie și plăcere. Aș vrea să te rog să mă ajuți. Știi bine că am această discuție și această problemă cu mine însă și aș vrea să mă ajuți să înțeleg cât timp durează să faci un obicei sănătos. Și ce înseamnă obicei sănătos? Toată lumea vorbește despre micul dejun, despre 3-5 mese pe zi, despre... Tu însăți ai demitizat, ai spus, nu suntem programați să mâncăm atât. De atât de des, da. Exact. Un obicei, psihologii spun clar, avem nevoie de 100 de zile în care să perseverăm ca să avem șansa să ne devină obicei. Deci obiceiurile se schimbă greu și obiceiurile noi se adoptă după multă perseverență, dar înainte de 100 de zile nu poți să te relaxezi, nu poți să fii sigur că ți-a intrat în obicei. Ce înseamnă un obicei? Înseamnă un lucru pe care îl faci aproape automat. Aproape automat. Uh-huh. Spălatul pe dinți, da? Se mai întreabă cineva, îmi place, nu-mi place, oare e o chestie care îmi trebuie, oare e sănătos? Dar când tu perseverezi, începe capul să accepte că da, se mănâncă de 3 ori pe zi, că da, nu ronțăim între mese, că da, nu primim supliment, că da, statul la masă e cu toată lumea și dacă nu ai stat cu toată lumea, nu umbli tu singur în frigider de câte ori te taie capul, că dacă nu ți-e foame acum, foarte bine, am sărit peste masă, aștept și rabs până la următoarea masă.
doar pe tipul acesta de educație putem să construim un comportament doar alimentar. Din fraza asta mi-au venit 15 întrebări. Unu, dacă sar peste masă, ce fac dacă mi-e foame, rabd? Ce faci cu un copil care nu știe să rabde? Doi, ce fac atunci când mi-e foame la o oră după ce am mâncat? Trei, când știe organismul meu că e suficient, că uneori ai senzația că îți place atât de tare ce mănânci, încât niciodată nu ți se pare suficient. 4. Aș vrea să te mai întreb, însă, Mr. Curious a fost pe stradă și a vorbit cu românii noștri dragi despre dietă, foame, silueta perfectă, kilograme și multe altele. Ce ai întrebat pe români, Mr. Curious? I-am întrebat în mare exact ce ai spus tu, Liana, doar că lucrul care mi s-a părut cel mai interesant este următorul. Este foarte fascinantă granița între mănânc sănătos și mănânc ce-mi place. Ăsta e lucru care mi s-a părut spectaculos în toate răspunsurile pe care le-am cules. Și al doilea lucru, de unde vine și un semnal de alarmă pe care sunt convins că distinsa noastră invitată mi-l va lămuri. Părerile au fost foarte nuanțate când a fost vorba despre grija obsesivă față de kilogramele proprii. Și veți vedea de ce spun asta. Hai să vedem. Hai să ne uităm la materialul. Pe străzile Bucureștiului, României, Mr. Curious aici spune pe bune. Spune-mi, te rog, ce consideri tu că înseamnă nutriție sănătoasă? Un mix de alimente sau de substanțe, în orice caz, nutritive, care să te ajute să funcționezi la capacitate maximă? Am mâncat sănătos, știu eu, salată cu porumb, cu ton, cât mai multă mâncare bio. Lactate. Lapte, iaurt, cereale. Auleu! Nutriție sănătoasă, nu știu, să nu combin produse care, nu știu, nu se combină, de exemplu, carbohidrați cu carbohidrați. Nu mănânc niciodată pâine cu cartofi sau cu orez. Ce părere ai despre diete, despre cură de slăbire? Ai experimentat vreodată așa ceva? Trebuia să fac sport de performanță. Am avut o dietă pentru a dobândi masă musculară, dar din păcate n-am mai continuat cu sportul din cauza că am fost accidentat. Mi se pare o prostie. Dacă așa te-a dat Dumnezeu să ai o anumită greutate, eu zic că e bine să rămâi așa. Să nu forțezi să slăbești, pentru că poți să dai în altele. De când sunt eu, am 42 de ani, n-am trecut peste 52 de kilograme, nici n-am căzut sub 52 de kilograme. Cred că dietele în sens de regim sunt absolut necesare atunci când vine vorba de sănătate. Poți să mănânci orice sau să încerci orice sau să faci orice, dar cât timp nu faci excese, nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra sănătății, dacă nu ai niște probleme genetice. Ești cumva de părere că o grijă prea mare pentru propria greutate poate fi un lucru destructiv pentru cineva? Da, poate aduce foarte mult stres. Am prieteni care din cauza dietelor au făcut boli. Sunt bolnavi și nu sunt foarte stresați mereu din cauza greutăților, adică pentru ei, ca să poată să iasă afară, trebuie să aibă o anumită greutate, sunt stresați constant de greutate. Nu e sănătos și parcurge, știu, poate la pastile, de slăbit și chestia asta o să-i facă rău. Dacă eviți să consumi foarte multe lucruri, s-ar putea să nu mai ai parte de substanțe de care ai nevoie, s-ar putea să dai în anorexie, chiar depinde. Deci orice exces, fie în minus sau în plus, e negativ. Devine așa o prioritate în gânduri, un ceva care îți generalizează stresul vis-a-vis de întreaga viață și așa, cred că nu este sănătos, că un pic pleacă și de la cap. Clar, totul e de la cap. Bun, iată, oamenii cred că a mânca sănătos înseamnă lactate. Ai super, văzut? Asta îmi place. Îți place? Asta a fost bila. Bărbații albă. Cred că suntem născuți cumva și că nu putem schimba cu felul în care arătăm. Cu greutate de echilibru și asta este drept. Da? Dar atenție că noi, femeile, suntem suficient de... Hai, cum să folosesc un cuvânt? Demente, da? Deci noi suntem cronic nemulțumite și noi avem impresia că prin efort personal, multă voință și cu biciu... Și nu e așa? Acea greutate poți să o duci unde vrei tu. Ba da, este numai că ți-a toată bucuria vieții, toată energia vitală, 75-80% din energia vitală zilnică, tu o cheltuiești în lupta cu kilogramele în plus în loc să trăiești. Deci noi suntem în luptă cu kilogramele, iar bărbații trăiesc viața. Spun, cu kilogramele pe care le au, știi? Adică e o mare... Iar femeile, apropo de studiile făcute de psihologi, mi se pare dramatic, că aveam pretenții de la noi, sexul frumos și deștept, preferă să fie
mai slabe decât mai istețe sau mai deștepte sau mai... Adică slăbitul... Dacă să mai dau una foarte tare, BBC scria în urmă cu ceva vreme că e o modă printre tinerele britanice, nu consumă mâncare solidă peste zi, ca să poată merge seara și să consume alcool. Pentru că alcoolul este bogat caloric și... Acolo, înțelegi? Sincer, pentru mine englezii nu sunt un exemplu. Nu, nu sunt. Dar era din seria asta. Lor, oricum am văzut la ei niște reportaje în care mame tinere spuneau că nu știu cum arată în morcov, că n-au curățat în viața lor un morcov. Și atunci eu mă gândesc, ok, tu ca adult, măcar îți asumi, dar în momentul în care mai ai și un copil și cumperi totul semi-preparat și n-ai știut în viața ta să cureți un morcov, acolo e o tragedie. Adică acolo e o problemă de sănătate a întregii nații, pentru că ele nu doar că beau, dar nici nu gătesc vreodată. Eu aș vrea să vorbim puțin, pentru că suntem la spune pe bune. Spune pe bune, există o dietă pe care să o ții tot timpul și să fii așa ca în blugii din clasa 11? Da, foamea. Dar nu e o dietă, se numește foamea. Păi foamea nu e o dietă, foamea este o stare. Foamea este un adevăr și este un fel de... ni s-a spus, că tot vorbeai de imoral ilegal, ni s-a băgat în cap că foamea este o senzație negativă care, dacă se poate, trebuie să o evităm și să nu o simțim niciodată. Adică, știi, oamenii, acel mâncat preventiv, asupra căruia am atras atenția de mult, adică am ajuns în paradoxul să mâncăm înainte să ne fie foame, de frică să nu ne fie foame. De ce? Pentru că nutriționiștii au spus, vai, dar trebuie să aveți 3 mese plus 2 gustări, corect, să nu treacă mai mult de 3 ore, parcă am fi bebeluși din aia în creștere, da? Să nu cumva să ne anemiem, să nu treacă mai mult de 3 ore între mese, pentru că dacă ajunge să vă fie foarte foame, atunci vă veți îngrășa mai tare. Deci aceste bazaconii au intrat în subconștientul oamenilor. Asta. De ce? Dacă atunci când e foame, e clar că mănânc mai mult la o masă. Stai un pic, pentru că aici foamea a fost într-un fel, cum să spun, simplificată. Foamea nu ne-a fost dată ca să ne placă. Ne-a fost dată ca în momentul în care plouă afară, în momentul în care noi trăiam într-o peșteră și n-aveam nimic garantat, dar nu era supermarketul după colț, noi trebuia, pe vreme rea, în caz de pericol, că erau nu știu ce era afară, noi trebuia să ieșim oricum ar fi și să căutăm mâncare. Deci foamea face parte din noi. Ea ne-a fost dată să ne păzească, da? Să asigure supraviețuirea. Și oamenii atunci i-au dat o conotație negativă. Pe o scară de la 0 la 10 avem foame de nota 1 și foame de nota 10. Noi, ca și individ, pentru că asta e fiecare în pielea lui, nu pot eu să spun ca medic nutriționist din exterior, acum cred că aveți o foame de nota 6. Habar n-am ce simte omul ăla. Da, am o întrebare, apropo de scară. Am o întrebare. Ce faci cu cei cărora le e veșnic foame de 4-5-6? Nu 4-5, aia veșnic foame de 2-3. Păi aia sunt niște indivizi care, cum spuneam, intoleranți la disconfort, da? Adică foamea aia mică este exact ca bebelușul care stă la sân și în secunda în care este un pic foame, plânge, pac, e băgat țița în gură. Deci sunt neînțărcați. Noi avem această capacitate... Deci e la cap, la psihicul nostru o problemă. Absolut. Nu la foame, nu la suntem mâncare. Suntem neînțărcați și răzgâiați. La primul semn de foame, noi vrem țâța în gură. Nu ne putem permite, din punct de vedere siluetă, să mâncăm cât de mult ne-am dorit. Adică foamea este ceva de care nu putem uita și ceva care este la modul sub... Cum să zic? Noi stăm cu ea de mână în fiecare minut al vieții noastre. Da? Și atunci dacă noi nu înțelegem că este ca un mușchi care trebuie antrenat, deci noi trebuie să ne creștem toleranța la foame. Adică da, acum am foame de nota 2, păi draga mea, că e în interior, da? Păi avem de așteptat încă vreo 5-6 ore până ajungi la nota 6-7, pentru că numai atunci vei primi de mâncare. Asta e foarte interesant, aș vrea să vorbim deci, despre asta. În francez eu o numesc foamea mea bună. Ce înseamnă asta? O foame suficient de mare să merită satisfăcută, că acolo e un buget așa caloric, dar nu atât de mare încât să vezi negru în fața ochilor de foame și să te transformi într-un animal hămesit. Aici care suntem. Nu mai are... Dar stai ce că nu facem? Mănâncă nimeni la foame de nota 10. Toți mâncă puțin... la 2-3. Da, dar atunci când ți-e foame, te duci, unii dintre noi ne internăm în frigider, ne ducem și luăm tot ce e acolo și mâncăm până când... Crăpăm. Păi nu, că asta spun apropo de foame. Sațietatea, pe de altă parte, senzația care ar trebui să meargă mână în mână cu foamea și să simți, vai de mine, m-am săturat, mă opresc, spre deosebire de foame, care vă spuneam că o senzație intensă, neplăcută, sațietatea este ceva flu care poate fi ignorat cu ușurință.
Știi că sunt oameni care spun, vai de mine nu mai intră, am mâncare până în gât. Ea sunt de obicei slăbănogii, da? Care pentru ei o gură de mâncare nu mai intră. E, în rest, 90% din populație are, dacă vreți, sațietatea este extrem de difuză. Așa o poți ignora. Așa de e. Ce? Pentru că iar vorbesc de instinct. Pentru că natura ne-a vrut lacom, mâncăcioși, pofticioși și să mâncăm fără limite. Pe sistemul nu se știe când mai găsiți, deci când găsiți, băgați în voi până crăpați. Asta este omul de acum 3-5.000 păi de da, ani. Dar n-am avut niciun, știi cum se face inclusiv la mașini, update sau la computere. Deci noi nu am mai făcut update, da? Deci noi am rămas cu... Asta e spectaculos. Păi asta e adevărat. Asta este fraza anului. Păi da, noi suntem programați. Omul nu are update. N-are update, dar n-are de niște mii de ani. Organismul, natura ne-a pus un stomac făcut dintr-un mușchi care se poate întinde la nesfârșit. Ne-a pus, că tot vorbeam cu tine în alte întâlniri, ne-a pus hormonul acela care se secretă pentru sațietate la o distanță de 5 metri de tub digestiv să ne lase, să ne umplem 5 metri de mație înainte să ne spună, bă, n-ar fi rău să te oprești. Și atunci, pe acest tip de construcție foarte instinctivă... Deci... Între momentul în care începi să mănânci și momentul în care trebuie să te oprești, trebuie să fie minimum 15 minute. Atâta parcurge mâncarea până metrii ăia de păi în 15 minute tu îți dai seama că noi putem mânca două frigidere. Și atunci în condițiile... Deci fie avem modul de funcționare instinctiv și atunci Dumnezeu cu mila, fie suntem cu ochii pe noi, e pe sistemul mâncarea trebuie să fie cu disciplină și cu nu e voie, da? Cei 7 ani de acasă. Noi am avut în cei 7 ani de acasă, cum au francezii, că mama îți pune 3 frunze de salată și cu o lingură de conservă de ton și o felie de baghetă și ai mâncarea și nu te întreabă dacă ți-a plăcut și nici dacă te-ai săturat. Normal că 7 ani dacă trăiești așa, tu crezi că ai porția corectă. La noi ia mamă și ciorbiță și tocăniță și mănâncă tot din farfurie și ce bine că am copilul gras, frumos și sănătos, da? Ai într-o carte a ta, cred, un capitol întreg în care exemplifici. Ședință foto cu mâncarea. Exact. Proteina este cât podul palmei, da. Adică brânza niciodată... Brânza cât 3 dege ia, povestește-ne cât mănânci, da? Da? Ce înseamnă frunze, înseamnă jumătate? Păi, ia, hai să vedem o salată. Prima așa de la farfurie. Farfuria e cât palmele noastre. Nu mai mare. Nu. Și farfuria pe vremuri avea 20 de centimetri în diametru, iar acum e 30-40, noi mâncăm așa din platou. Pizza are, da? 50 de deci centimetri. Deci noi mâncăm din platou. Da. Adică să nu uităm că trăim într-o societate de consum care are tot interesul să ne îndemne să consumăm. Bunica când mânca o cană de lapte și mânia un colț de pâine și asta era mâncarea ei de seară, nu era că avea masa plină de opțiuni și vezi, Doamne, a ales ea într-un mod echilibrat și sănătos cana cu lapte, cana cu lapte și colțul, da? De pâine deci, integrală. Cu da, cât dreptat. Vom avea mai mult, cu atât vom mânca mai mult. Și toată lumea știe asta. Și industria farma, și industria alimentară, și medicii, și tot. Așa că haide să terminăm cu ipocrizia, pentru că nu putem să acuzăm oamenii că mănâncă prea mult când ei instinctiv sunt construiți să mănânce mult. Iar școala americană și anglosaxonă vine cu aceste bazaconii că ești ceea ce mănânci, adică fraiere, dacă ești un gras, e din cauza ta, pentru că n-ai voință și nu știi să te abții. Păi cum mă să mă abțin dacă voi mă bombardați non-stop cu astfel de... Hai să punem ordine, ajută-ne că ești doamna doctor și știu că deci poți. Deci disciplină, reguli. Noi ca adulți nu avem voie. Maturitatea alimentară înseamnă 5-7 ore pauză alimentară completă între mese. Asta e important. Deci, dragii mei, să-mi arătați... 5-7 ore? 5-7 ore, da. Deci spune și fiți cinstiți câți dintre voi au această pauză completă. Adică n-ai voie nici măcar o alună, nici măcar un covrigel, nici o gură de nimic. Apă. Apă, ok. O cafea. Nu se ia nimeni, nu suntem cârcotași. Dar pauză alimentară, pe cum? Și mai sunt oameni care spun, pe cum și nici măcar un fruct, nu fi rar el. Pentru că fructele îngrașă, fructele sunt desert, fructele trebuie mâncate din când în când pe post de aliment de plăcere, da? Precum prăjitura. Nu confundăm și fructele cu legume. Și nouă ni se spune fiecare zi la televizor, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Deci am încheiat citatul. Așa de multe lucruri care ne-au sabotat. Ne-au sabotat. Păi așa ne-au spus și nutriționiștii, mâncați 5 mese pe zi, că am trecut prea ușor peste. Ăla e program de alimentație pentru copilul în creștere. De ce? Că dacă trec mai mult de 3 ore într-adevăr, neaducând aport din exterior, ficatul se apucă și topește grăsimea și masa musculară ca să facă glucoză. Dar în momentul în care vrei să slăbești sau să te menții, asta este obiectivul. Există și voci care spun că trebuie să și consumi ce mănânci, adică să faci multă mișcare. Câtă mișcare faci, Mr. Curious? Cât sport? Sport făceam odinioară, nici nu mai țin minte. Ai văzut că nici nu face sport și tot slabie? Da, de la gene. În primul rând vreau să-i mulțumesc invitatei noastre, pentru că e prima dată, jur, în viața mea,
când am auzit că anunțul acela consumați cât mai multe fructe. Da. E degeaba. Trebuie citit cu mare atenție. Sau da, trebuie auzit în cheia... Cu o steluță, cu un asterix, da. Consumați cât mai multe fructe pentru o viață sănătoasă și bogată a producătorilor de fructe. Da, nu. Deci nu fructe. Pentru că orice exces, din câte am înțeles de la dumneavoastră, este dăunător. Da. Și vreau să vă spun din exemplul meu personal, nu am avut niciodată o greutate nici exagerată, nici foarte mică. Pe la vârsta de 21 de ani, vară, sesiune la facultate, am stat închis în casă o lună de zile, iar mâncatul a fost un haos, apocalipsa. Două zile nu mâncam nimic, în a treia zi mâncam 7-8 mese pe zi. S-a împlinit luna, a bătut la ușă, cine e? Doamna gastrit. Dacă nu ești cu minte, era și chem și pe fratele meu mai mare. Era și stresul. Ulcerul, da, ulcer. Da, cunoaște. Din acea zi, vă dau cuvântul meu de onoare, în urma unei consultări sumare cu alți cunoscuți ai mei care au mai trecut prin aceeași situație. Masa principală a zilei este cea de dimineață, când nu-mi refuz nimic. Omletă, cârnați, o fugărită prin tigaie, cereale cu lapte, suc de portocale. Pe măsură ce înaintăm în zi, dacă mai am cumva prin absurd foame o gustărică mică, după ora 6 seara, absolut nimic. Deci spun eu să vă că mănâncă spun... jumătate de cât mâncăm noi. Spun eu că altfel nu da, există. Deci dar nu. Senzația spectaculoasă este că datorită acelei mese consistente la prima oră, nu care poate foame, fi, nu ți-e foame peste poate fi 9-11, depinde când se trezește fiecare. Draga mea, nu putem să luăm, nu de bune, că de bune le consider de bune, nu putem să punem în practică sfaturile bărbaților, pentru că... Au alte, alte ardere, alte metabolisme. Da, vreau doar să întreb da? Dacă modelul acesta, pe care eu poate l-am adoptat greșit, principal. Nu știu, nu, eu mă simt bine cu el e perfect. Și mulțumesc, nu că nu mai mănânc seara, că poate uneori mi-e și mie poftă, te uiți la un film, la un meci, ai mai ronțăit ceva, da. Dar nu mai am acea senzație de... Bă, dar eu nu mai așa ai nimic. Ai văzut? Deci cum povestește detașarea e pe disciplină, da? Pentru că și-a găsit un echilibru. Când cu doamna gastrită și domnul și-a găsit gastrită. Un echilibru da. Și înțelege că binele lui este pe acest profil. Și atunci, de ce să zici? Da, dar există femei care se simt bine la 80 de kilograme. Nu cred. Și asta, nici pe asta nu cred. Da, atunci ele spun asta. Ele spun, dar nu e ca să... Eu trebuie să te întreb ceva. Se spune că atunci când ești obosit ai nevoie de dulce sau de cartofi prăjiți. Păi ai nevoie tot timpul de ceva. Pentru nu numai când ești obosit. Nostru, creierul nostru consumă exclusiv glucoză și atunci el, că tot ziceam de homeostazie și de intoleranță la disconfort, și dacă este un pic enervat, el vrea tot timpul. Dar nu e că îi și dai. Adică, atenție! Ați cum nu-i dai? Cum nu-i dai? Că e atât de aproape frigiderul. Ce faci? Păi stai un pic, îți spui clar. Băiete, aici revenim la o chestie pragmatică legată de buget, da? În momentul în care nu trebuie să te duci să-ți faci analizele, că mai sunt și asta. Da, eu e când o modă asta, asta da. Nu mai pot, da? Să-mi fac niște analize, că poate pe analizele mele va fi o dietă așa personalizată doar pentru mine. Oameni buni, toată lumea slăbește cu foame, da? Despre ce vorbim? Nu există altă dietă decât foamea, există e asta. Clar. Și culmea, după ce ai slăbit, și asta au arătat-o mulți medici nutriționiști de renume, care au mâncat o lună de zile numai prostii, numai fast food, dar în cantitate mică, sub 2000 de calorii, ceea ce pentru un bărbat înseamnă low calorie diet, și au slăbit 10 kg și le s-au îmbunătățit toate analizele de sânge, da? De la colesterol. Deși au mâncat prostii. Deși au mâncat prostii, da? Uh-huh. Deci e vorba de cantitate și de greutate, da? În momentul în care tu te uiți în oglindă și vezi că ai kilograme în plus, n-ai unde să cauți vinovații, că nu e că, vai de mine, cred că am combinat șnițelul cu cartofi prăjiți și trebuia să-mi mănânc separat. Sau cred că i-am mâncat la 7 seara și trebuia să mănânc la 9 dimineața. Nu! Este despre un buget caloric care a fost depășit sistematic. Confundă vreodată organismul uman foamea cu sete? Nu, niciodată. Și asta poate adică e povestea cine. Aceea. Întâi bea un pahar mare de apă, mănâncă doi morcovi și abia după aia vezi dacă îți mai există. E foame. Nu există. Nu există. Și apa băută pe un stomac gol nu stă în stomac. În secunda 2, într-un minut, a depășit stomacul. Niciodată apa nu o să țină de foame. A apărut moda pastilelor de slăbit. Ah, dacă ar funcționa, ce bine ar fi. Nu vrea nimeni să fim opriți din a mânca. Pastilele de slăbit, ca în orice boală cronică, că e diabet, că e hipertensiune, obezitatea e o boală cronică, da? Oamenii ăia nu se pot opri din mâncat prin voință și efort personal. Pentru că e o chestiune psihică, da? Capul nu tace. Și atunci, în aceste condiții, au fost, de-a lungul timpului, create pastile de slăbit. Ei, ce să vezi?
cum naiba toate au fost interzise. Pentru că da, normal, ca la orice pastilă există caz de supradoză și există caz de contraindicație. Acum, ce vină ai că nu știu cine a făcut o complicație care nu avea recomandările sau a depășit doza? Dar ce bine le-a picat să le interzică pe toate. Păi da, adevărat că ai slăbit. Cum ai slăbit? Hai, povestește. Cu foame? Cu foame. Ai. Dar am mai făcut o... Pastila minune e foame. Nu, că dacă aș fi știut-o, o dădeam la toată lumea. Dar atenție, am slăbit, nu știu, m-am întors la greutatea mea, pentru că altfel... De ce nu mi-a spus lumea de-a lungul timpului? Sau mă rog, au fost prea puține voci care să-mi spună, dar parcă v-ați îngrășat, dar parcă știu. Și cu toții știm când ne îngrășăm. De la haine, nu trebuie să așa îți spună cineva. Dar prefer să eviți. E, vine o zi, că nici asta nu știm cum anume se poate declanșa motivația pentru slăbit. Vine o zi când zici, deci stop, nu mai e de glumă, atenție mare. Și acum, pentru că am împlinit 50 de ani, m-a speriat rău, știi? Pentru că am zis... De ce? Ce se întâmplă în organismul femeii la 50 de ani? La fiecare decadă de 10 ani trebuie să mai tai. Eu oricum toată viața am mâncat foarte puțin. Adică eu când stăteam de vorbă cu pacientele și, nu știu, mă prindea ora 9 în clinică și le întrebam, dumneavoastră, ce ați mâncat pe ziua de azi? Pentru că eu n-am băut decât un iaurt. Pentru că ele aveau impresia că mănâncă puțin. Zic, comparați-vă cu mine, care culmea, presupuneți că ar trebui să știu toate secretele și mie să-mi fie ușor. Deci eu până la ora 8 seara n-am mâncat decât un iaurt. Și acum când mă duc acasă mănânc o salată dintr-o andivă cu o bucată de somon. Și ce frumos spun francezii, haideți să ne mai găsim satisfacții și surse de plăcere în alimentare. Steve Jobs spune asta, stay hungry, stay foolish. Deci credeți-mă, e fain să stai, să fii mai flămând așa. Ce dietă ține un specialist în nutriție? Nu vreau să mai dau exemple, că oamenii știu că sunt... Am inventat dieta cu înghețată de pe vremea când eram rezidentă la spitalul universitar și toată lumea și asistentele și doctorițele și inclusiv soții lor acasă au slăbit cu înghețată. Pentru că ăsta e adevărul, cu 600 de calorii pe zi o cutie de înghețată, n-ai cum să nu slăbești. A, era tot ce mâncai tot, într-o zi? Absolut tot. Împărțeai am avut, am mai inventat dieta, nu pot să zic, în numele unei benzinării, dar mâncam un iaurt de băut și un bure cu brânză, da? Pe zi, asta era tot, eram tot timpul pe drum cu un prieten al meu care mergeam din spital în spital și am mâncat așa vreo 3 luni de zile, am slăbit fabulos, deci iată se poate slăbi cu merdenele, da? Am mai inventat dieta cu pufuleți și am văzut că apoi că niște vedete și-au asumat-o, da. Dar e de la mine, da? O pungă cu pufuleți din aia mari, așa de 85 de grame, doamne, deci mămăliga expandată-i Dumnezeu și merge și la post. Se poate face dietă cu orice, am inventat tot eu și o numesc, că e de la mine, de pe pielea mea, am urmat-o în 2011, 2012, 2010, 3 ani de zile am mâncat pește cu legume. Dacă îmi zic pește cu legume, nu zic de 3 ori pe zi, zic o dată în zi o bucățică de pește cu niște legume. Și iaurt, funcționează fabulos, schimbă metabolismul, este incredibil. Deci dar n-ai mâncat face... nimic altceva! Că dar așa cum... putem face orice, deci ce vrei tu, dieta cu, nu știu, varză călită și ciolana fumată, funcționează. Dieta cu sarmale, funcționează. 3 sarmale pe zi. Vă promit, slăbiți toți. N-ai cum să atât. Nu slăbești, da? 3 sarmale și nimic altceva. 3 luni de acum înainte, sigur slăbești. Este o sursă. Însă, că tot spunea el de fructe, nu am niciun fel de dietă cu pepene, cu cireșe, cu bere, că nu există. Deci eu iubesc cireșele, mama m-a născut la sfârșitul lui mai și am dor de cireșe, nu o să mă fac bine toată viața. Au fost ani la rând în care nici măcar o cireașă n-am gustat. Iar de pepene cu telemea la fel, aș putea mânca toată viața, dar nu mă ating de el. Pentru că la mine nu e cu, mănânc două bucățele de pepene, nu pot să fac asta. Deci ori mănânc jumătate de pepene, ori mai bine nu mănânc. Atenție, toate lucrurile pe care le citiți trebuie verificate. E sănătoasă foamea, este semn de normalitate. Nu e nimic în neregulă să-ți fie foame. Nu e nimic în neregulă să mănânci doar o dată pe zi. Mi se pare foarte important, am aflat atât de multe lucruri. Pe de altă parte, aș vrea să-i rog pe cei care își doresc foarte tare. Ia uite, cineva ne scrie despre dacă mănânc broccoli și un mix de verde cu frunze și salate o să slăbesc. Da, normal, dacă mănânci doar aia. Despre asta e. Despre asta e vorba. Despre foame. De fapt, discuția a fost despre cum să ne disciplinăm. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Am încercat, mai avem multe de spus pe bune. Dacă vreți să le faceți o sugestie, suntem pe info@thriveglobal.ro. Încă o dată îți mulțumesc. Te invidiez pentru cum arăți, dar pe de altă parte... E de foame. E cu foame. E cu foame. Da. Îți mulțumesc și ție, Mr. Curious. Ne vedem tot aici.